Multă muncă, multe ore de antrenament, talent și grație. De aceste ingrediente este nevoie ca să ajungi balerină de succes. România are o echipă de campioane. Până să vină pandemia, balerinele de la Opera Națională au făcut în conjurul lumii. De la New York până în Canada și din Japonia până în Portugalia și Italia. Tocmai asta le motivează, cred. Dansul înseamnă mult în disciplina ta ca om. Este foarte dor de scenă, având în vedere că am dansat pe scenă de când eram mică. Fostă balerina Operei Naționale din București, Magda Ruvinescu, e coregraful fetelor. Balerinele se antrenează mai mult ca fotbaliștii. Cam 3-4 ore aproape în fiecare zi. Visul meu este să ajung pe scena de la Londra la Royal Ballet. Visul meu este să devin balerină, să ajung în Paris. Fetele duc și o luptă cu kilogramele. Știi să fie foarte slăbuțe. Ce vreau să spun că mărește, scena mărește. Putem trece peste orice atunci când pasiunea este mare.